Salutare oameni buni și bine v-am găsit și la un episod din Forza Horizon 4. Urmează să apar 5, mai fi încă puțin. Am găsit aici un tip care m-a urmărit, s-a chinuit să se țină după mașinuța mea frumoasă. Așa că hai să-i dăm drumul că el nu mai are răbdare. O, nu mă cunosc cu el, pur și simplu este un tip din public în general. Hai boss. Așa. Bine, el e level mai mic. Mașina asta puteți să o câștigați, de asta joc cu ea. I-am făcut engine swap și este un V10. Join. Așa, hai să-i dăm teroare. La cea greșită, dar n-a putut să țină pe mine, simplu, la viraje. A încercat și nu i-a ieșit. Și acum cred că vrea să demonstreze că conduce mai bine ca mine. Nu știu de ce. Asta e că dacă mă bag în convoi, pot să intru în el. Și oricum amândoi avem un V10 similar, cred. A făcut accident deja. Interiorul, pentru cei care nu știu. E un all-wheel drive și e exact, exact contra așteptărilor, se ține super bine mașina. Numai că e foarte grippy. Mașina asta o recomand și la circuit și la sprint. Are și top speed bun, n-ajunge foarte rapid în top speed. Dar, uite, e un test bun. Dacă se ține tipul ăla după mine, eu încercând să scap de el. Bine, încerc. Aproximativ încerc. Și asta e o soluție? A ajuns lângă mine și m-a urmărit la... Stai, că nu vreau să scap, dar acum am o curiozitate. No, nu pot să ia pe aici. Așa. Hai să vedem cum se descurcă el în oraș. Că eu știu cum mă descurc în oraș. Hai bus! Frână, 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 opa! Sunt bine, sunt bine, sunt bine, așa. M-a pierdut. Uite-l pe hartă. Stilul GTA. Nu pot să o ia pe aici, vreau să fac stânga. Se chinuie ceva Lamborghini-ul ăsta, se ține pe mine. Se pare amuzant. Nu, așa, stăm bine, stăm bine. Și... Când crezi că e viteză... Îl vedeți pe hartă? A luat-o pe sus. Hai că mă întorc la el. Așa. Vă arăt mai de la playlist ce puteți să câștigați, dar momentan joc cu acest față ascunselea cu el. Salut! Așa, o secundă, hai să mă parchez aici un pic. Deci aveți aici la Festival Playlist. Puteți să câștigați un Bugatti EB110. Aici puteți să cumpărați două mașinuțe, un Morgan Aero din 2010 și un Lamborghini Diablo GTR pe care l-avem. Nu era mașinuța, aici puteți câștiga niște haine legendare, Audi R6, mașina pe care o conducem acum, un camion, Tiru de la Volvo, am făcut video cu el, vă recomand să-l vedeți. Așa, și un Jeep Gladiator care e mașina foarte bună de off-road. Așa, bun. Am crezut că îl fentez că fac stânga și pe aia fac dreapta și nu s-a grăbit. Așa,
Reușește să te țină pe mine, dar l-am văzut că se chinuie un pic. În special dacă fac eu greșeli. Și părea să seama că și eu fac greșeli. Plus că el nu știe pe unde vreau să merg, niciodată nu știe dacă vine stânga sau dreapta. Uite că m-a luat. Ce aici am de greșeli? Suntem... perfect! Hai, resetează-mă. Aoleu, unde m-a luat? Mamă, de ce mă arunc atât de sus? Așa. E toamnă în joc. Și un peisaj foarte mișto, mai ales când e zi și nu plouă. Dar... îmi place așa cum e colorit-o acum la tot peisajul, știi? Destul de diferit. Hai, bossule, unde ești cu Lamborghini-ul tău? Mă uitam în spate, am uitat să virez. E ok, sunt bine. Hai să-l așteptăm. Are avânt. E amuzant că el arată că l-a lovit, dar eu cred că pe ecran nu vede că l-a lovit, pe când... Înțelegeți voi ce vreau să zic, e de sincronizarea de server în Nevanta. Mama? Oricum e diferența destul de mare de... între mașina asta și aia. Dar diferența mare de motor nu e, doar de aerodinamică și de șofer, să zic așa. Că eu dacă o țin așa, el la un moment dat o să greșească. Bine, pot să greșesc și eu. Exemplu. Vedeți ce zic? Mai că nu rămâne foarte mult în urma mea. Și... totuși în Lamborghini, adică judecând după preț, să zicem, e o diferență destul de uriașă între mașina asta și mașina aia. Dar, na, e distractiv. A venit prin boscheți. A renunțat total să mai meargă pe stradă doar ca să ajungă. Nu știu dacă e vreun fan, chiar nu știu. Judecând după nume, nu e românesc sau ceva. Posibil să fie. Dacă e fan, să-mi scrie în comentarii. Nu știu, mă gândesc că mi-a văzut numărul de matriculare, știi? E o șansă să pic cu români și când mai joc ocazional League of Legends să mă întâlnesc cu români care mă recunosc. Și, na. La liniuță ar trebui să mă bată rău de tot. Draft nu merge. Că nu suntem în convoi. Dar uite, vedeți, nu rămân atât de tare în urmă pe cum aș crede. Eu acum am 380 și mă arăt de mașini. Așa. Și eu ajung cu greu la 380. E diferența că mașina asta între 8-a, 8-a chiar nu trage. Se chine rău tot. Ajunge și la 400. Vedeți că totuși oarecum țin pasul cu el. Dar știam că la tot se pierd. Mașina asta câștigă la control, să zicem. Hai să vedem dacă e virajul la bine. Nu prea la bine. E bine că n-a sărit de tot, știi? În bălării. Dar mai e un viraj în care eu șansă să-l depășesc. Plus că el merge pe contrasens. Sunt șanse foarte mari să lovească de ceva.
Așa. Vezi că-l ajung aproape. Nu, ce l-a lovit pe ăla. Cred că dacă plecam amândoi în același timp, cred că e mult mai strânsă cursa. Ce faci, mă, cu mașina asta? Ta. Ce pe ăsta din față și mașina are. Ăla e o șansă foarte bună să ne dea umilință, nu sunt sigur. Ceea ce mi s-a părut foarte amuzant. Aproximativ alineați. Cred că-mi e a doua. Vedeți? Până în treapta 5 am accelerat la fel. În treapta 6 el începe să păstreze un tempo mai bun. Deci m-am și în bălării. Nu puteam să virez, așa că am făcut manevra. La 8-a. Deci la tot știam cum să le iau, dar la viraje și la circuit poți să-l bat, știi? Oricum, asta zicem și eu, e diferență de preț. În mod normal, dacă șoferul e bun, ar trebui să n-ai vei probleme să țin pe mine. Interesant. Trebuia să nu accelerez acolo, să las accelerație liberă și n-am făcut asta. Dar, na, cam asta a fost video de azi, am vrut să vă arăt acest Audi care mi se pare că e foarte frumos body kit-ul, să zic așa, față de alte mașini din Forza, chiar are un body kit frumos. Vi-l recomand pentru circuit, pentru sprint. Dar în clasa de sprint, să aveți grijă să fiți în aceeași clasă, să nu vă depășească la clasă, că altfel nu o să puteți să recuperați, să zic așa. Adică mașina asta e clasa S2962, Lamborghini cel mai probabil e 999, cel mai probabil. Și, na, nu e departe de XXX cum ar veni ca la clasa de mașini, dar nu e acolo, știi? Știi că veveriță 36. Bun, asta a fost video de aia, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere! Pa, pa!